La Băicoi li s-a pus gând rău celor certați cu legea și cu bunul simț. Peste 20 de camere de luat vedere au fost amplasate în puncte fierbinți ale localității, cum ar fi zonele instituțiilor publice și a școlilor și arterele principale ale orașului. Măsura a fost luată pentru a veni în sprijinul poliției comunitare, a cărei rație de 75 de litri de motorină pe lună este insuficientă pentru numărul mare de patrule și intervenții. Atât la sediul poliției, cât și la cel al primăriei există câte două monitoare ce arată permanent ceea ce se întâmplă în zonele supravegheate. Ele sunt urmărite de câte un supraveghetor care, dacă va observa că are loc un incident, va contacta imediat oamenii legii. Au fost aplicate câteva amenzi pe circulație, în primul rând, pentru neregulile din trafic. Și avem și putem beneficia și de înregistrări, putem mări imaginea și identifica numărul autovehiculului pe care vrem să-l sancționăm. Mai avem și alte probleme vis-a-vis de gunoaiele care se aruncă pe străzi la ieșirea din localități și din localitate și încercăm să identificăm acele mașini care sau căruțe care transportă aceste reziduri care... Primele rezultate nu au întârziat să apară. Confruntat cu teribilismul adolescenților care mai făceau câte o întrecere cu mașină pe șosea și denunțat la aceste curse făcute noaptea pe stradă, de teama acestor camere de luat vederi și care, sincer să fiu, le face și lor bine datorită faptului că s-au mai întâmplat accidente tragice pe raza orașului Băicoi. Cât despre localnici, părerile sunt împărțite. Ce e București aici, să fim vizualizați pe camere de luat vedere. Să punem un asfalt, să punem altceva mai important, nu camere de luat vedere. Avem străzi care ne morforim până la genunchi în noroi. Alea trebuie făcute, nu camere, dar le trebuie de camere, că nu suntem în Los Angeles. Când vom ajunge cu asfaltul și cu toate canalizările făcute, după aia să vină și camere și alte. Da, într-un fel da. Că sunt mulți băieți care ies seara și mai... Vă simțiți mai în siguranță? Eu într-un fel nu ies, că sunt... Sunt foarte bune, da. Abia nu mai vede când... Să vede și când se face accidente, când e astea, da. Și da, dar... Vă simțiți mai în siguranță? Pe principale, da, dar pe laterale, nu. Anul acesta, autoritățile locale din Băicoi vor ca sistemul de supraveghere să fie mărit cu încă cel puțin 10 camere video.